folosit ăsta etaminul, parcă, nu, biosemul l-am folosit la tratament la sămânță. E adevărat că nu l-am folosit singur, am mai pus și puțin imidacloprid. N-ați fost suficient de încrezător? Nu, probabil așa. Acum, în schimb, acum cu cultură dublă. Și vreau să spun că l-am tratat pe ăsta de la cultură dublă numai cu biosemul, fiindcă am vrut să văd că probabil rețușoară nu va mai fi, că s-a dus ciclei, dar sunt destui care mănâncă după spatele nostru. Și atunci am tratat pentru 140 hectare cu biosemul. Iar ăsta la altul, biohumusolul și cu etaminul, ăsta e etaminul. L-am luat atunci când am cerut pentru grâul ăla care l-aveam în apă. Față de data la... Deci înainte de a-l aplica, grâul arăta într-un fel. După ce l-am aplicat, cred că o influență, schimbare în bine, o are și produsul care l-am aplicat, aceste două produse care l-am aplicat. Din... am zis să-l lăsăm așa, probabil că ar fi trebuit un tratament. Dar cu toate acestea, se cunoaște ceva. Da, noi susținem și demonstrăm că aduce și surplus în productivitate, calitate a produsului finit. Deci, grâul produs, de exemplu, cu produsele noastre, merg către panificație, deci indicii sunt mult mai buni decât... Am înțeles. Da, e un segment pe care unii îl îmbrățișează, unii îl îmbrățișează. E adevărat, și eu am fost și încă mai am o doză de reticență în mine, dar v-am spus, este, toate astea sunt legate de tehnologia pe care o aplici de la bază. Și, repet, chiar dacă nu ți-aduc un plus, să spun ce spuneați, e vorba că menține calitatea. Și chiar stabilizează și producția până la urmă. Da, chiar și planta arată mai bine. Că una e să ai, de exemplu, ai făcut o tehnologie de 5 tone la grâu, da? Minimum 5 tone. Și vine o ploaie torențială, îți băltește și deja ți-l... Atunci vin cu ăsta și îl repară cât de cât, îți face o... Sunt deja câțiva fermieri destul de mari în insula Marea Brăilei care folosesc în zonele unde a fost orezării și acolo probleme mari cu Băltele. Ce spuneam cu Băltele? Nu, scuze, nu în insulă, în Brăila. În Oltenița și în Brăila. Dar și în Oltenița, în zonele unde au fost orezării, lângă Donăre, la fel. Toți cei care au probleme, mă rog, atât cu porumbul, cât și grâul, unde sunt băltii, după ce se retrag apele, vin cu da, astfel de tratamente. Reacționează asupra stresului. Apa în exces este un factor limitativ asupra vieții plantelor. În sensul că ele, apa în exces îl îmbătrânește, da. Orice plantă, că e soie, că e porumb, că e grâu, produce fenomenul de îmbătrânire, dacă nu o sufocă. Dacă nu o sufocă, îi produce, excesul de umiditate este foarte dăunător. Venim cu ăsta și îl reparăm. Da, îl suscităm, practic. Da, și acum a spus că ați pus pe ce cultura a doua, ce reserve? La porumb. Deci am făcut tratamentul la sămânța de porumb cu... faceți cultura a doua pentru vaci. Am făcut cu biohumusol și cu... În loc de apă am folosit biohumusol și toată... În loc de imidacloprid am folosit etaminul. Biosemul. De ce? Că sunt dăunător și acum în pământ, la cultura dublă, când pui cultura dublă și... Nu mai e rățișoara acum când va răsări, nu va mai fi rățișoara, că a trecut generațiile de rățișoare, mai sunt prin școlă, câte una amețită, două. Dar nu, atacul puternic a fost el în primăvară atunci, nu la mai. Când e chiar foarte puternic, în zona de sud aici, tanimicusul este un factor limitativ și foarte, foarte dăunător. Și vreau să vă întreb că mi-ați dat niște casa pe cior, care a spus că au fost tratați cu biomusol. Da, deci producție, da, am folosit la solar aici, la culturi, la consum propriu. Păi nu ați zice crocanți. Păi da, foarte buni, foarte gustoși. Foarte buni. Și roșii. Bun. Și la roșii avem, am roșiile foarte ok, sunt tratate. La roșii facem în 14 zile tratament cu biohumusol și cu etaminul ăsta. Numai că... Și așa nu sunt bătut
comerț, pentru pentru consum propriu, da, produsele sunt certificate ecologic în Germania, sunt singurele produse românești certificate în Germania și... Spune băiatul ăsta meu care are grijă de solare aici, spune chiar să, chiar se cunoare randament, are, se vede, se vede, da, se vede. Se vede, se vede, l-am dat acum așa afară, că am pus niște roșii afară, dovlecei, foarte bun la dovlecei. Ce producție dovlecei am? Și la cartofi, vă spun sincer, deci creează o productivitate extraordinară. Da, nu, eu am văzut la dovlecei, bă, cu ce l-ai tratat? Am și o mică grădină la Pantelimon și la mine am dat acolo și se vede efectul, într-adevăr. Mai ales la Pantelimon. La Pantelimon, pe zi, acolo nu pot putut bun deloc, e baie și amarție acolo. La București, da, în, unde e, că unde sunt casă, nu e o humă din aia prisă. Deci... Este o soluție. Și va fi o soluție, tratamentul acesta foliar. Da, și cercetătorii cu care am stat de vorbă au spus că fiecare din produsele biostimulatoare au rolul lor în metabolismul plantei. Și accelerează și auziți, eu merg pe premiza că două mâncări nu strică, două bătăi îți facă. Dar dacă mănânci de două ori... La mine strică, că se face mult. Da, zice. N-ai văzut ce graș și frumos sunt aia care mănâncă mult? Ba, da? Și la plante. Da, e ok, deci e ok. Ne bucurăm că am intrat într-un parteneriat colaborare cu dumneavoastră. Dorim să vă convingem la fiecare din culturile pe care dumneavoastră le înființați că produsele noastre își vor face treaba. Vom exprim... O să iau acum, pentru am o soră de soie care a băltit apa în ea și chiar vreau să vedem dacă te prind acum când doi. Da. Deci noi totdeauna când mergem către fermieri, le recomandăm, vă spun cu sinceritate și pot confirma foarte mulți din fermierii cu care lucrăm. Când facem teste, solicit și le indic fermierilor să aleagă suprafețele cele mai proaste pe care le au în fermă. Adică, domnule, păi acolo se poate vedea mai... Dar eu merg direct cu acest indiciu. Domnule, mergi și fă testarea pe cea mai proastă solă pe care o ai în fermă și știi că nu ai productivitate. Iar dacă acolo vei vedea și vei constata că ai rezultate, înseamnă că unde terenurile sunt bune, cu siguranță rezultatele vor fi... Te-ai schimbat ambalajul, că nu era în ambalajul ăsta. Sunt mai frumos. Asta sunt... de prezentare. Nu. Astea sunt variantele la litru, dar avem la 5, la 10, la 20, inclusiv la o tonă facem noi avalările. Vă că ați înțeles și rolul marketingului. Bagi mai puțin în marketing și las prețul mai jos la produs, că cine ia o dată... Păi, vedeți dumneavoastră, noi încercăm și ne adresăm direct fermierului pentru a ajunge cu un preț cât mai bun. Păi da, și vom face o curbărită un preț bun. Cu siguranță. Tot respectul.